Între timp, țările lumii cu greu reușesc să facă față virusului pandemic. În Federația Rusă, numărul cazurilor noi crește de la o zi la alta. Între timp, în orașul Sydney, străzile și piețele sunt goale. În metropola australiană a fost introdusă pentru prima dată carantina. Restricțiile în acest sens vor dura 2 săptămâni. Motivul este creșterea incidenței coronavirusului și răspândirea unei tulpini și mai periculoase, Delta. De sâmbătă, locuitorii orașului Sydney își pot părăsi casele doar cu un motiv întemeiat: să cumpere alimente, medicamente, să viziteze un medic și să facă sport. Autoritățile recomandă ca după posibilitate angajații să muncească de la distanță. Australienii care au vizitat Sydney trebuie să se autoizoleze timp de 14 zile. Trebuie să ne pregătim pentru mai multe cazuri. Infecția se răspândește foarte repede. Virusul este transmis cel puțin de 2 ori mai rapid decât în variantele anterioare ale COVID-19. Trebuie să fim pregătiți pentru afluxul de persoane infectate în următoarele zile. În total, de la începutul pandemiei, în Australia s-au înregistrat în jur de 30.000 de cazuri de coronavirus și aproape 1.000 de decese. Aproximativ un sfert din populația țării a primit cel puțin o doză de vaccin. Izbucnirea virusului a șocat locuitorii celui mai mare oraș al țării, în contextul în care, destul de recent, viața din Sydney a început să revină la cursul obișnuit. Aceasta este o altă lovitură, deși încă nu am avut timp să ne recuperăm de la precedenta. Este rău, este păcat că acest lucru se întâmplă, este deprimant. Capitala Rusiei rămâne epicentrul epidemiei COVID-19, iar numărul persoanelor infectate la Moscova de la declanșarea virusului a depășit 1,3 milioane. Sâmbătă au fost dezinfectate stațiile de transport metropolitan și gările. Toate spațiile au fost spălate cu o compoziție chimică specială care nu dăunează oamenilor. Trenurile au fost pulverizate cu dezinfectant în depozit, iar aerul din vagoane cu echipament portabil. Între timp, după 14 luni de închidere din cauza pandemiei, unele cluburi de noapte din Olanda au început să lucreze, dar lucrurile nu sunt încă atât de simple. La un club din Amsterdam, vizitatorii au fost obligați să prezinte un cod digital valid care să indice un test de coronavirus negativ. Dar din cauza unei erori de sistem au trebuit să treacă la un test rapid la intrare, așa că unii au trebuit să aștepte la ușă în timp ce prietenii lor se distrau deja în interior.